Cum clienții nemulțumiți pot fi cea mai bună sursă de îmbunătățire? Eu cred că acest subiect îi interesează mai întâi pe antreprenori, deoarece noi antreprenorii suferim când ne apar pe mediul online sau în sala de așteptare care va clienți nemulțumiți. Și la acest subiect, desigur, în compania care o administrez la Just Consult, deservind lunar 5-6 mii de clienți, vă închipuiți în 12 luni că avem peste 60 de mii de clienți anual. Din toți nu poți să zici că ești ca un robot să-i deservești 100%. De procente. 2% este o eroare permisivă ominească. Acești voi care veniți și ați nimerit într-o eroare ominească să știți că noi nu am făcut-o intenționat, fiindcă valoarea internă la jos consult să fie legalitate 100% de procente și de servire calitativă la cel puțin 98%. De procente. Toate reclamațiile adevărate trebuie recunoscute. Noi, 1 recunoaștem vina și doi compensăm prejudiciul. Și aici a apărut valul 2 de clienți nemulțumiți, dar în ghilimele, și aici mă refer la conturi false, clienți care nu sunt clienții just consul, dar se camuflează sub anumite profile, să zică da, 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 eu am fost și eu la jos consult sau un modus din nas. Și aici sunt anumite hate troli sau cum acum se mai numesc, care special provoacă nemulțumirile. Un client care afirmă că este cu jos consult și este client adevărat și dorește într-adevăr ca la compania jos consult să se îmbunătățească de servirea, păi comunică cu noi, vino, nu te ascunde sub un profil fals. Ești clientul meu? vină cu mine, discutăm, trebuie să întorc bani, să plătesc un prejudiciu, vină, spune povestea ta, problema ta. Eu deja cu secția de calitate la sigur, dacă dorești, o să ținem cont și o să ne îmbunătățim, fiindcă eu rațional, logic, înțeleg că dacă nu o să te aud pe tine, nu o să te ascult și nu o să îmbunătățesc problema, mai mulți clienți nemulțumiți vor fi ca și tine. Că noi real ne îmbunătățim an de an. Și în ultimii ani, în genere, jos consult, este un exemplu și pentru alți antreprenori de management, de deservire calitativă și în relația cu clienții nemulțumiți sau hăiți sau ascunși, noi suntem transparenți și mereu am provocat dialoguri să vedem dacă este clientul nostru sau este unul fictiv. Clienții nemulțumiți, mai ales acei care sunt reali, adevărați, îți dau o lecție unde tu ai anumite puncte slabe în deservire, unde mai bine să-ți îmbunătățești prețurile și sursa de informare din clienții nemulțumiți adevărați sunt cea mai bună sursă pentru a te perfecționa și a deveni din ce în ce mai bun față de tu cum erai ieri. Dacă și în acest video ai prins câteva idei bune, scrie mi -le mie. Sunt curios care anume și cu ce ajut eu prin așa video antreprenorii, angajații sau alți competitori de pe piață.